Începutul noului an școlar a fost o bucurie dublă pentru micuții care sunt înscriși la Golden Land din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Aici copilașii au sărbătorit alături de educatoarea lor, văduva Raluca, cu tort, pizza, mascote și piniata. Bucurie mare pentru copiii înscriși la Golden Land. Astăzi aceștia au avut parte de diverse surprize dulci, voie bună și distracție. Educatoarea lor, văduva Raluca, este o persoană implicată în activitatea sa, care mereu se gândește la bunăstarea micuților săi și dorește să îi surprindă de fiecare dată. Activitățile au fost multiple, iar pe tot parcursul lor, pe micuți au însoțit mascotele preferate, cu care au dansat și au cântat. Am dansat și ne-am jucat cu Lego, a fost foarte frumos. Ați avut mascote? Da, și o să mai așteptăm. Și sunt foarte fericită că avem mascote și mie îmi plac foarte mult tigrii. Și mie îmi place foarte mult că aici astăzi e o serbare. Ți era dor să revii la? Da, mi-a fost dor. Ți-ai revăzut colegi? Mi-a văzut, dar la școală îmi place. Mai ales acum că am primit bomboane. Ce ați făcut voi astăzi aici? Ați dansat, ați avut mascote? Am dansat și am avut mascote. Te-ai distrat? Da. Să ne spui ce activități ați făcut voi astăzi aici. Păi, am dansat. Ați avut mascote? Da. Pe cine? Cățeluș și un tigru. Din ce desene animate sunt? Din Patrulea Cățelușilor. Ați avut tort? Da. Te-ai distrat? Da. Spectaculos a fost momentul în care piniata s-a spart, iar zeci de bomboane au picat din ea. Copilașii au fost nerăbdători să le prindă, iar la sfârșit au fost premiați cu tort. 1, 2, 3 și... After School este un concept care a luat amploare în ultimii ani și tot mai mulți părinți își doresc pentru copiii lor o îndrumare cât mai corectă pentru viitor. Astfel, Golden Land din Drobeta, Turnu Severin pune la dispoziția celor mici un loc unde fiecare copil este important, unde prinde rădăcini și îi cresc aripi. De altfel, asigură celor mici un mediu în care să se simtă fericiți și în siguranță, în care să deprindă aptitudini și să își consolideze cunoștințele necesare la școală, dar și în viața de zi cu zi.